Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Haideți că am revenit în direct împreună cu domnii Neluțu Dogaru și Călin Mustăreață, consultanți pe fonduri europene. Ali Tripon, întrebare pentru domnul Dogaru. Dacă facem un proiect cu fotovoltaice pentru o fermă și consumăm 70% sau 90% și peste un an ferma se dezvoltă și consumul crește, se poate mări apoi numărul de panouri fotovoltaice? Ce se întâmplă dacă consumăm mai mult sau mai puțin față de proiect? Mulțumesc pentru răspuns. Păi, ori își mărește instalația din consum propriu, din cheltuieli proprii, ori plătește diferența de factură la furnizorul de energie. Și dacă pentru la anul, cum întreba telespectatorul... A, sesiunea următoare? Nu, dacă își crește numărul... Dacă crește ferma ca dimensiune, da, și panourile respective sunt insuficiente, poate să crească numărul de panouri? Păi poate să crească, dar nu prin finanțare, pentru că programul acesta, deși va fi și la anul, el are niște restricții. Printre altele, extinderea instalațiilor deja existente. Am înțeles. Răzvan Vlăduț, dar tunurile de căldură pe motorină cu ardere indirectă? Întreabă dumnealui dacă sunt pentru DR30. Da, deci motorina... Cu ardere indirectă, zice. Da, indirectă, dar tot ardere directă este, chiar dacă știu la ce se referă dumnealui. Așa, nu, treaba dumnealor, poți să pună după mine, dacă te uiți la ghid, nu ai restricții pe așa ceva. Însă avem principiile acelea orizontale din planul de afaceri, unde spunem că nu poluează, că nu știu ce. Uh-huh. Înțelegeți? Deci eu nu știu. Eu nu i-a sfătuit să meargă pe tipul ăsta de încălzire pe motorină. Plus că e și foarte scumpă. Dar nu corespunde din punct de vedere al principiilor orizontale. Emisii de bioxid de carbon. Adică în orice mod, oricum ai cataliza arderea și emisiile, tot nu ai posibilitatea să ai o activitate nepoluantă prin arderea combustibilului. Păi, dacă ar fi, nu ar mai fi problema cu mașinile diesel, dacă ar exista tehnologie pentru așa ceva. Da. Deci eu nu-i sfătuiesc să, cum a mai zis colegul, poate să meargă pe pompă de căldură sau alte metode. Ghiță sau... Marcel. Am avut un PFA și am pregătit un dosar pentru a depune pe DR30. A intervenit o problemă și am închis PFA-ul și am deschis o întreprindere familiară. Mă interesează dacă la APIA se poate face ceva să pot depune dosar pe IF. Păi, dar nu știu dacă, pentru că în situația asta probabil a avut exploatația pe forma aceea de organizare. Acum trebuie să facă modificare la APIA. Nu știu dacă APIA face acum astfel de modificări. Din câte știu eu, nu. Înțeles. Florin Cârstei. Întrebare pentru domnul Mustăreață. Zice așa. M-ar interesa și pe mine să aflu mai multe lucruri. Dețin o fermă de 85 de vaci de lapte. Sunt membru al Asociației Bălțată Românească tip Zimental și îmi desfășur activitatea în zona Covazna. Cu cine aș putea lua legătura? Păi ar fi foarte bine ca să mă sune după emisiune, da, sau să lase dânsul numărul de telefon și îl contactăm noi. Pentru că această dimensiune de fermă și mai ales în zona Transilvaniei, unde există un potențial mult mai mare decât în alte zone ale țării, această zonă se pretează pentru asocieri. Și atunci trebuie investigat dacă pe lângă domnia sa mai sunt alte ferme pentru a identifica un...
un model de afacere care să fie cât mai viabil și cât mai profitabil. Da? Se poate asocia, fie cu primăria, trebuie să mai identific, să mai găsim și alte, alte calități sau cantități de substrat care să genereze o dimensiune a afacerii suficient de bună care să producă beneficii. Da? Deci trebuie puțin investigat cazul. În principiu există soluții. Trebuie evaluate aceste soluții. Bun. Haideți să încercăm acum să vedem care, din punctul dumneavoastră de vedere, au fost programele care au funcționat și se ridică la nivelul așteptărilor. Pentru că în toată perioada asta au fost mai multe programe, proiecte derulate fie prin AFIR, fie prin alte agenții. Domnul Dogaru, încep cu dumneavoastră și mă refer și la proiectele care vor continua în 2024. Da. Ce credeți dumneavoastră că dacă ar trebui vrem menținut eficiență, și... Da. Trebuie să găsească o soluție să scadă cofinanțarea din partea beneficiarului. Deci o activitate, un proiect cu 40% cofinanțare, chiar dacă beneficiarul reușește să implementeze proiectul, beneficiarul va avea niște datorii din care greu iese. De cele mai multe ori ajung la eșec. Din păcate. Indiferent de ce program vorbim, cofinanțarea îl distruge. Și mai departe, eșecul unui fermier sau unui aplicant pe orice program deja este exemplu pentru cei din jur. Tocmai de asta, astăzi ne aflăm în situația în care se deschid programe și nu aplică nimeni, sau foarte puțin. Chiar și programul ăsta cu fotovoltaice. Deci nu există cererea la care alții se așteptau. Eu mă așteptam să fie redusă, da, tocmai pentru pe chestiile acestea. Păi uitați-vă la domnii de la APIA care au ieșit azi să facă grevă și ascultați ce reproșeau ei. Înțelegeți? Adică nici funcționarii nu mai vor să mai lucreze. Ia toată ziua la cercetări, pe nimicuri, adică chiar îți bagi joc, da? Cine mai aplică pe fonduri? Corect, da, e și asta. Deci aici trebuie responsabilizată un pic partea asta. Adică nu zice nimeni, dom'le, într-adevăr, trebuie monitorizare. Dar nici bătaie de joc. Înțelegeți? Pentru că e bătaie de joc. E bătaie de joc, adică cel care are e abilitat să facă chestiile astea, trebuie să fie un pic și responsabilizat. Nu să facă în bătaie de joc și la mișto. Sunt situații. Știți câte? Foarte multe. Pentru că sunt niște interese acolo. Adică se obține gradul mai ușor decât alte variante, să dai examen. Mă rog, nu intrăm în discuția asta, doamna ministru ar trebui să facă un pic o evidențiere și o verificare. Adică trebuie un pic responsabilizat orice om pentru orice acțiune, da? Nu așa, te apuci, cheltui bani, îți bagi joc de lume și după cei de la APIA au dreptate care au ieșit în stradă. Pentru că oamenii până la urma urmei, domnul director le cere, dă-i, fă-i plăți, fă-i nu știu ce, fă-i... Și pe partea cealaltă scolurile pline că ăla vrea aia, ăla vrea aia, ăla vrea aia. M-ați înțeles? Da. Dar nu cunosc aspectele pe care le-a invocat colegul de platou. Din punctul meu de vedere, un program care a mers bine a fost programul de pomicultură. Chiar rezultatele s-au văzut și aștept cu interes relansarea măsurii pe pomicultură. În ceea ce privește celelalte programe, cred că este un moment de inflexiune și în abordarea investitorilor. Vorbesc cu
destul de multe persoane implicate, factori de decizie, și am băgat de seamă că se constituie un trend și care are foarte mult sens în sens în dezvoltarea mai degrabă monoprodus. Astfel încât să poți să fii eficient în producție, să ții costurile jos și să poți să produci pentru piață, și dacă ne referim acum la piață, la comerțul organizat, comerțul prin mari retaileri, trebuie să ai capacitatea de a livra cantități care să meargă în cât mai multe outlet-uri. Pentru că una dintre problemele noastre, ale furnizorilor de produse, este slaba capacitate de acoperire a pieței. Nu poți ca să te duci să ai un produs în un magazin în Militari, iar la Galați să nu-l ai, pentru că nu poți ca să aprovizionezi. Și asta cred că se va schimba. Sunt curios dacă se întâmplă lucrurile conform așteptării domnului Dogaru, pentru că am băgat de seamă, de exemplu, când vorbim de bună utilizare a fondurilor, pentru că știți cum e, cine dă banii face muzica. Este un principiu pe care îl cunoaște din moși strămoși. În materie de fonduri, de exemplu, în Italia, pe care am studiat-o ca un exemplu de bună practică, în abordarea asta privind finanțarea cu fonduri, ei merg pe un maxim 40% la investiție, dar asigură niște rezultate la producție. Și îți dă, dacă vorbim despre biogaz, despre biometan, pentru că asta este topica la care m-am referit eu. O secundă. Deci nu există, România este singurul stat din Uniunea Europeană în care în ghiduri există noțiunea de cofinanțare. E singurul stat. Deci nu există așa ceva. Deci nu există în Italia cofinanțare, nu există. Ba mai mult, există niște prime. Dacă dumneavoastră, de exemplu, în Franța faceți o investiție, da? Acolo presupune că, domnule, omul acesta se ocupă de investiția asta, da? Normal. Timpul lui e ocupat, el nu mai poate avea alt venit. M-ați înțeles? Ba mai mult, îi dau 10% o sumă forfetară din valoarea proiectului, ca să poți să te ocupi de proiect. Pentru că la orice proiect avem niște cheltuieli neeligibile, neprevăzute, cheltuială cu consultanță, cu tot felul de chestii tehnice, care pe lângă cei 40%, te duce undeva la 50-60%. Păi, ce fermier să duce să mai cumpere un tractor, da, cu, din partea statului, per total, să zicem, 40%, da? Și restul din partea fermierului, pentru că acolo se ajunge. Plus că mai ai și alte obligativități, plus că mai ai pe partea de monitorizare, înțelegeți? Obiective de îndeplinit, cifre de afaceri, număr de angajați. Deci, per total, beneficiarul nu încasează, nu are niciun beneficiu. El, practic, doar primește din investiția respectivă un 40-50% din bani, da? Pe care el îi dă înapoi. Mai vine după 2-3 ani un iresponsabil, da? Și zice, domnule, aici ai făcut fraudă. Și îl pune pe om să dea și banii înapoi, cu dobânzi și cu penalități. Vă dați seama în ce situație suntem. Și zicem, domnule, de ce nu aplică? Păi nu aplică oamenii, nu mai aplică oamenii. De nici frică. Cu 100%. De frică, pentru că nu sunt corecți cei care vin să verifice, înțelegeți? Deci vă spun, sunt situații clare. Și ar trebui luați un pic la întrebări și făcut un pic de verificări. Adică, bă, eu am înțeles. Trebuie să verifici, să monitorizezi, da? Dar nu-ți bate joc. Da? Nu că l-a deranjat câinele lui nu știu cine, asta e. Sunt situații. Păi de ce credeți că avem 5600 de achitări? Adică achitări. Procese încheiate, da? Nu a reușit un judecător să pronunțe o soluție. Că nu au fost probe. De ce cred? Dar chiar atât?
chiar în procentul ăsta, adică despre ce vorbim? Pot să înțeleg, dom'le, se întâmplă, e un caz, o eroare, două, trei. Da. Nu vorbim de 90% din activitate, pentru care cheltuie o grămadă de bani. Ba mai mult, un fermier care e băgat în procedură, da, de verificări, el nici nu-și mai duce proiectul la bun sfârșit. După la sfârșit, dom'le, nu e nimic, e ok, da? Păi degeaba, omul a rămas cu datoria, a rămas cu... Nu, ăștia sunt situații care se întâmplă în România. Deci da. Nu avem despre ce să... Acum, și dacă nu se întâmplă lucrurile acestea, beneficiarul respectiv, păi se duce și își ia, de exemplu, un tractor second cu poate 50% din bani și nu are nevoie de program. Nu-l întreabă nimeni de nimic, nu dă nicio explicație. M-ați înțeles? Da, v-am înțeles foarte bine. Plus de alta că băncile, scuze, încă o dată, băncile nu mai finanțează. Deci acolo unde e cofinanțarea, să zicem, 40%, nu se bagă nicio bancă să mai finanțeze. Vă rog. Sunt de acord cu multe dintre cele pe care le-ați enunțat. În ceea ce mă privește și exemplul pe care l-am dat, vorbeam de proiecte mari. Da. De proiecte de ordinul milioanelor de euro, unde vorbim de societăți care sunt capabile să investească, care au fonduri la dispoziție, care au capacitate organizațională și care știu ce vor. Da. Pentru că în momentul în care vorbim de orizontul de timp de genul 2030 și în momentul în care ne propunem niște ținte, nu putem ca să amânăm, să ne apropiem de termenul 2030. Și atunci, experiența asta la care mă refeream arată că le dă, odată ce sunt anunțate, scoate efectiv, haidem să, în sesiunea asta vrem ca să producem, nu știu, 150.000 de metri cubi de biogaz sau de biometan. Se scot la licitație, vin societățile repede, aplică și sunt fermieri de diferite categorii. Sunt fermierii de care vorbeați dumneavoastră și sunt de acord cu această abordare pentru că ei au nevoie de un alt tip de ajutor, dar sunt și firmele mari care sunt implicate în agricultură și care au nevoie de predictibilitate. Și atunci, cu genul ăsta de clienți, ca să spun așa, de clienți ai fondurilor, acționezi altfel, le dai predictibilitate, le spui, uite-te, timp de 20 de ani poți să mizezi pe aceste venituri, ăsta este prețul pe la care o să-ți cumpăr kilovatul sau la prețul la care o să-ți cumpăr metru cub de gaz natural. Și atunci își fac niște planuri de afaceri, văd repede care este componenta economică, știu că primesc un ajutor și la investiție și au și niște venituri asigurate. Și atunci trec repede la implementarea acestor programe. Da. Și este vorba și de un alt tip de abordare. Nu putem ca să mergem pe one size fits all, adică o singură măsură răspunde la toate cerințele. E practic imposibil. Și aici, într-adevăr, ar trebui să intervină abilitatea celor care gestionează aceste fonduri ca să trateze lucrurile diferit. Nu? Domnul Dogaru. Eu vă spun un lucru. Deci o societate comercială, un ESA sau orice investitor care are bani, nu se bagă în fonduri. Nici cu cofinanțare 0%. Când aude de cofinanțare 40%, vă dați seama, deci nici să nu audă de așa ceva. Eu vă spun că am vorbit cu foarte mulți. Și venituri pe 20 de ani la produse. Eu vă spun că cofinanțarea nu o acceptă. Adică omul zice, bă, îmi pierd toată agoniseala de 10 de ani, pe ce mă apuc să fac un proiect dintre ăsta de 20 de milioane de euro, să pun eu 10 milioane de euro și după aia să intru în datorii, în cărcute. Vă spun, nu se bagă. Să lăsăm investitor să-și facă singur calculul. Da. 10 secunde de publicitate și revenim. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit. Constantin Soare are o întrebare pentru domnul Dogaru referitor la programul pentru panouri fotovoltaice. Am două întrebări, zice dumnealui.
UAI-urile nu lucrează pe cod CAEN și în acest caz, când se completează cererea de finanțare, ce cod CAEN trebuie trecut? Păi, asimilat. Legumicultură, partea asta de... Păi dumnealui face dumnealor. Cultură mare. Da, cultură mare. Codul CAEN pentru cultura mare. Da? Da. Reprezintă, e președintele unui UAI din Constanța. Da, într-adevăr, așa este, nu au. Da. Autorizat, însă dumnealui, de exemplu, ce activitate desfășoară? Udă cultura mare, porumb sau ce udă dumnealui acolo, da? Păi e asimilat codului CAEN respectiv. Asta e activitatea care o desfășoară. Și vă mai întreabă dacă respectivul contract cu furnizorul presupune un anumit draft. Contractul nu, doar nu. Doar specificația aceea cu are, deci contractul respectiv intră în vigoare doar dacă se obține finanțare. Asta pentru a proteja solicitantul. Să nu vină furnizorul după aia să zică: domnule, am contract cu dumneata, ți l-am montat, dăm banii. Deci atât, doar să prevadă acolo că are valabilitate doar dacă se obține finanțare. Așa prevede și ghidul. Bun, ca o concluzie pe final, mai avem puține minute, două la număr, câte unul pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ce concluzie putem trage la final de emisiune și la final de 2023, practic ultima noastră întâlnire pe această temă, pe acest subiect, pe anul în curs? Păi, să celebrăm un an care probabil că a fost pentru unii bun, pentru alții mai puțin bun. Să ne dorim un an care vine mai bun decât 2023. Sunt multe provocări în fața noastră, în fața noastră ca persoane, ca firme, ca societate, și să ne dorim să trecem peste ele, să ne atingem obiectivele și să dăm înainte, cum se spune. Bun. Domnul Dogaru? Da. Noi lucrăm și zilele acestea. Oricine vrea să aplice, să ne solicite sprijinul și ajutăm. Și restul, ce să zic? Să beneficieze cât mai mulți de programe cât mai bune și să-și facă bine calcule înainte să aplice pe orice program. Dicu Antonio Cătălin, fermierii din Comuna Poiana îi urează Crăciun fericit domnului ministru al Agriculturii, Cristian Badea, felicitări domnul Dogaru, ați explicat foarte bine, din păcate ăsta este tristul adevăr. Romică Orășanu, sărbători fericite tuturor. Bun, prin această urare închei și eu ediția de astăzi. Le mulțumesc în primul rând telespectatorilor, apoi celor doi invitați. Le urez încă de pe acum sărbători cu liniște, cu pace, cu bucurie, cu cei de acasă, cu dumneavoastră, cu publicul Agro TV. Ne revedem și mâine seară într-o ediție de Agricultura la raport, tot aici la Agro TV, începând cu aceeași oră, adică ora 20. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine!